Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. Aceste companii, la aceste companii nu se va mai interveni. Da, deci prețul de contract este prețul de contract, nu va mai fi preț plafonat. El era plafonat la 1 leu pe megawatt. Atenție, acum sunt oferte în piață, cum ai spus și tu, cu 2 lei, 3 lei, 4 lei sau poate chiar și mai mult. Deci aici va fi o situație destul de delicată, dacă mă întreb pe mine, da. Prin modificările aduse ordonanței, consumul care urmează să fie compensat a scăzut. Mai important, a scăzut și pragul până la care costul de achiziție al curentului din piață, până la care furnizorii pot cere bani, deci el este de 1300 de lei pe megawatt, s-au făcut achiziții și la 3000 și la 4000, deci părerea mea este că, amputând această schemă destul de dur, statul și-a creat posibilitatea de a putea plăti până în august aceste plafoane pentru clienții pe care i-a plafonat în continuare la preț. Deci aici nu mă aștept să existe probleme, acești consumatori pot fi cumva liniștiți. Mai este o prevedere. Stai puțin să ne lămurim cu asta. Deci, în industrie, la persoanele juridice, poftim, ordonanța prevede compensări doar pentru anumite domenii, nu? Și pentru altele, da, nu. Care sunt acestea? Tot ce înseamnă firmă care este din sectorul IMM, deci întreprindere mică și mijlocie, cum a fost declarată la Registrul Comerțului, da. Și tot ce înseamnă companie care activează în industria alimentară. Deci orice vrei tu, de la producători de pâine până la mezeluri. Aceștia sunt compensați, primesc compensații. Da. Okay. Pentru 85% din consum primesc o compensație de primesc preț plafonat de 1 leu pe kilowatt, iar restul de 15% este la prețul pieței. Uh-huh. Dar de ce s-a ajuns la prețurile astea, domnule Nicuț? Adică acum 2 ani toată lumea ne cerea să trecem la mașini electrice, se spunea că e cel mai ok consumul de energie electrică pentru că panouri fotovoltaice, eoliene și așa mai departe. Și cum s-a ajuns în situația asta să crească de 20? Adică ok, că s-a scumpit, a înțeles toată lumea că e cerere mai mare. Dar atât de mult? Este și cerere mai mare, iar oferta nu poate să însoțească această cerere. Din păcate, oferta a și scăzut și nu numai că a scăzut, ea însă și este ceva mai scumpă. Este o ecuație destul de complicată. Veneam dintr-un moment în care toată lumea miza pe verde și, după cum ai spus și tu, s-a încurajat cumva producția de energie electrică din surse regenerabile sub aproape orice formă și haide să spunem, și companiile și băncile și guvernele au devenit nu-i mai interesa cumva producția de energie din surse fosile, care este urâtă, este murdară și așa mai departe. Ei bine, se spera că această tranziție energetică se va face prin utilizarea gazului și prin renunțarea la cărbune. Gazul, care este un combustibil, nu e așa, mai curat, dat fiind cota de taxare cu CO2, cu certificatul de CO2 la gaz, trebuie jumătate de certificat pentru un megawatt, spre deosebire de cărbune, unde trebuie un certificat. Deci s-a mizat pe această decarbonare și pe utilizarea gazului care sursă pentru decarbonare. Între timp, cu cazul am văzut ce s-a întâmplat, ca din cauza, în special din cauza Federației Ruse, dar nu este singura cauză, produsele petroliere, care sunt cele un trigger destul de important pentru prețurile la energie, vedem unde sunt și ele, din cauza faptului că nu e așa, și producția de hidrocarburi, extracția cărbunelui, rafinarea lui, sunt niște activități poluante care nu ar mai fi trebuit să fie încurajate, deci avem în România deficit de motorină, de-aia motorina costă cât costă. Este un cumul de factori suprapus peste această situație geopolitică și acest meci, care de fapt este un război economic, care a dus aceste prețuri la energie atât de sus. Problema este că tot continentul aștepta, haideți să spunem, o măsură europeană pentru a mai reduce din aceste prețuri spot săptămâna trecută, vineri. Din păcate, am aflat că, da, au căzut de acord, că nu sunt de acord și că miniștrii energiei se vor mai întâlni odată. Prețurile, în momentul de față, nu mai sunt la acele niveluri astronomice de genul 3700 de lei în spot în România, sunt 2000 de lei, gazul nu mai costă 300 de euro pe megawatt, a ajuns să coste 200 și sub 200, însă sunt mari. Așteptăm să vedem care va fi o soluție finală, nu cu recomandări, ci cu măsuri a Comisiei Europene pentru a se decupla
prețurile de energie și gaz pentru a se utiliza mai puțin gaz eventual în producția de energie electrică, de aici discuțiile despre raționalizare și așa mai departe. Mihai Nicuță, că nu vom mai vedea prețuri la nivelul de acum un an de zile, asta este clar. Mihai Nicuță, o ultimă întrebare. Care este tendința prețului la gaz pentru europeni, după ce Putin a anunțat că întrerupe cu totul furnizarea de gaz pentru vestul Europei? Piețele s-au speriat în prima fază și consumatorii s-au speriat în prima fază și când s-a făcut acel anunț că nu, că practic după cele trei zile de mentenanță, de oprire planificată al Nord Stream 1, după ce rușii au spus o să-l trebuiască să-l oprim pe termen nedefinit pentru că nu e așa, voi nu ne dați echipamente, ceea ce evident Europa a negat, prețurile au crescut, s-au dus undeva la 250-260 de euro pe megawatt, după care la 2-3 zile au început să scadă, semn că piața a interiorizat această nouă realitate. Atenție, chiar dacă fluxul de gaze rusești este tăiat prin Nord Stream, el continuă prin conductele din Ucraina și continuă mai ales să alimenteze zona balcanică prin gazoductul Turk Stream. Deci gazele ajung în Turcia, trec prin Bulgaria, România, Serbia, ajung în Ungaria și este posibil că o mică parte să ajungă și în Austria. Prețurile sunt în continuare mari din acest punct de vedere, dar există un mare dar referitor la oprirea întregii cantități de gaz. Tocmai de aceea țările au fost cumva divizate în atitudinea de a impune un plafon de preț la gazul rusesc, pentru că Putin a zis că dacă se pune plafon de preț, nu mai livrează nimic. Și în aceste condiții, prețurile nu au cum să nu rămână sus, pentru că în ciuda performanței extraordinare pe care a avut Europa de a-și umple depozitele de gaze, sunt acum la peste 80%, ceea ce trebuia să întâmple undeva la 1 noiembrie, și este cald afară, deci se mai poate magazina, evident că magazinarea s-a făcut cu un anumit preț mare, s-a făcut la orice preț, de fapt, că de-aia prețurile astea sunt unde sunt. Problema este că totuși Europa are nevoie de import de gaz curent la iarnă, chiar dacă depozitele sunt pline și mai ales Germania. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, Mihai Nicuță, pentru toate explicațiile. A fost Mihai Nicuță, redactor șef economica.net. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine.